Așa cum vă promiteam, o actriță din Trăsniții, nu oarecare, ci una specială, aceea din Trăsniții. Emma este cunoscută ea de publicul telespectator și în viața de toate zilele poartă numele de Livia Taloi. Bine ai venit! Ce prezentare, mulțumesc! Cu drag, bine te-am găsit! Bine ai venit și pentru că tot vorbeam de Trăsniții, cum ai intrat? Cum ai ajuns în Trăsniții? Bine! Și relații, cred! Cum, acolo la, cum zice, în unitate, arătată de frig, acolo, de foame. Acolo, dacă nu te duceai cu sacul și de carne, o ceapă, ceva, nu intra. Asta mă gândeam și eu. Deci, am cum fost ai la un casting și am fost ultima, am înțeles că au fost câteva zeci de fete și am fost ultima pentru că am întârziat să arătă și taxiul. Și gata, gata să ne ajung. Da, au avut răbdare, m-au așteptat și i-am dat pe spate. Și din momentul acela înțeleg că ai avut această colaborare până în prezent, continuu, adică nu. Da, da, dar nu se aștepta nimeni, nici eu. Să dureze atât de mult colaborarea. Sincer, credeam că o să fie un sezon, maxim două. A, uite că au trecut vreo 28? 27, 27 de sezoane. Asta înseamnă de ani, nu? Ne-am spart inima. 27 de sezoane înseamnă 14 ani. Da, fac cam așa. Și te-a tentat, am văzut de fapt că la un moment dat pe toți așa într-o oarecare măsură deja ne reprezintă, ne confundăm pur și simplu cu personajul. Toată lumea își pune amprenta. Dar în momentul în care a început acest rol, cum era? Că îmi imaginez că l-au făcut pe tine așa sau a intrat un el, ca să zic, și l-ai făcut așa bine? Inițial nu știu ce a fost în mintea scenaristului. Eu eram oricum venită din altă lume. M-am acomodat repede, zic eu, dar cu jocul mai greu. Era și eu mică, na. Normal. Leșinat așa, speriată, dar încet am învățat. Da, ai făcut facultatea, știi că de multe ori se întâmplă lucrul ăsta. Intri într-un proiect care este pe actorie și după aceea faci facultatea. Ai făcut-o înainte sau după ce ai intrat în proiect? Am făcut-o înainte, dar știi cum e? Am visat să fac film, am să fac actorie, da, teatru și până la urmă am ajuns să fac televiziune. Ceea ce e un mix așa între e cele două. E un mix, dar totuși, dacă stai să le analizezi, sunt chestiuni diferite. Da, duci un pic mai mult spre film decât spre teatru, partea de televiziune. Corect, da. Și totuși, filmul e un pic, e adevărat, e ceva aparte și nici eu n-am avut ocazia prea des, sau mă rog, necunoscute, undeva acolo de parte sau pierdut un an. Are o altă abordare, adică... Tu știi ce vreau să zic. Da, este adevărat. Alta abordare, adică, dragi telespectatori, ca să ne înțelegeți, la televiziune este acum, repede, hai, zici, intri în stare 2-3 și la film intri în stare 2-3. Numai că acolo se întâmplă toate lucrurile mult mai lent, mult mai filmic, la ce mod. Este o acțiune care își vede așa ușor de ea și nu, și nu se confundă. Trebuie să urmească un firesc, acolo se lucrează tot înainte. Pe când în televiziune totul trebuie să fie spontan, rapid. Și rapid, asta e, cred că e termenul cel mai definitoriu. Rapid, da. Totul repede. Hai, ne grăbim, mai avem 15 secvențe și n-am terminat ziua de filmare. Bun, pe de o parte înțeleg filmul, dar pe cealaltă parte teatrul l-ai apucat să... Uite că de vreun an de zile sunt fericită că fac și lucrul ăsta. E adevărat că am început tot așa, timiduț, cu o piesă de teatru, acum sunt la a doua. Mi-era dor și prima se numește Apocalipsa în patru acte, cu o parte din colegii noștri. Din tradiție, da. Da, iar a doua este un proiect în care am fost cooptată de curând, o piesă care există deja pe piață. Așa, se numește Divorț în ziua nunții. Frumos. Cu niște tineri frumoși, talentați. Da, și am văzut un pic din afiș. Mi-a plăcut foarte mult, că înțeleg că ești fata în casă. Sunt menajeră într-un hotel. Exact. Ai fost aproape. Nu, costumul te ducea către, adică e fan, e drăguț și chiar te tentează și afișul și titlul piesei. Ce se întâmplă așa? Poți să ne dai o idee? Pentru că sugestiv, divorț în ziua anunții sau...
rolul pe care l-ai? Rolul meu e destul de important, adică ajut cumva să încurc lucrurile și mai tare. Te pricepe asta. Oh, da, sigur. Dar totuși încerc să le și deznod cumva, știi? Adică am un rol important. Și ai apucat deja să faci repetițiile? Ești sunt la început, finală? Nu chiar final, sunt la început, dar nu mai am mult timp. Vă aștept la spectacol pe 25 martie. Deci mai e mult timp să te gândiți spectacol, nu că da, te simți exact. Pregătită pentru spectacol. Da, eu mă mișc repede oricum, nu-i problemă. Asta cunoaștem, dar mă gândeam că așa să te integrezi în teatru, pentru că n-ai mai făcut de ceva timp, e un pic așa, e cu emoții. E cu emoții, e cu apăsări, e ca și cum aș avea așa un mic handicap. Cap, știi? Pentru că lucrul la scenă diferă mult, mult de un platou de filmare. Și să spunem că ai și un coleg al nostru de la Trăzeție în această piesă. Da, Alin Brancu. Alin Brancu, da. Care, da, pe care mulți îl cunoaște din Iubiri Secrete. Iubiri Secrete de la Prima TV și, bineînțeles, din Trăzniții acum, mai nou, partenerul de serial. Da, soțul meu cu numărul nu mai știe nimeni ce număr. Mă rog, doi cel mai recunoscut, așa, longevit, ca să spunem doi la număr, Hasan, pe numele lui, ca și rol în serial, Alin Brancu, așa cum spuneam, în realitate, și actor care muncește la greu pentru... Da, joacă în multe piese de teatru, este foarte activ. Da, muncește pentru această meserie și se pare că îi și place, ca și ție de altfel. Bun, în afară de aceste două laturi pe care le ai, le profesezi, le faci, știi că de fiecare dată simți nevoia, sau eu așa simt nevoia de foarte multe ori, să mai încerc încă ceva și încă ceva, bine, în acest domeniu, nu, încă nu m-am pus să fac curat în blog momentan, deci, nu? Dar ce te tentează? Care este altă latră, ce mai faci acum? Ce tentative am mai avut, am vrut să fiu cântăreață, dar de n-am avut loc nici de mama, nici de soțul meu, am doi cântăreți. Și mama ta este cântăreață? Mama mea cântăreață de populară, soțul meu are o trupă cântă... Care se numește? Ca să Daniel Lazar. Așa, este, da. Cel care a avut câteva piese și cu Paraziții. Colaborări cu Paraziții. Compune, el e și compozitor. E da, talentat și să mai dai la mat. Și cânte și la vioară și la... Da, cânte extraordinar la vioară. Și în momentul în care are un concert undeva, preponderent vocea sau vioara? Și. Da, amândouă sunt în acele egală măsură. Și egală tu? Măsură. Nu eu, te-ai remarcat la vioara, nu. Nu. Doar cu soțul și cu vocea. Nu. Sunt de părere că dacă nu fac un lucru la modul profesionist, mai bine nu-l fac. Adică știu să cânt. Când binișor, zic eu, după ureche, nu știu note și atunci am zis să stau în banca mea, cum fac alții mai bine. Da, dar cum ai încercat? Că știi chestia asta cu încercat? Că ți-ai compus o piesă, ai încercat să intrat un pic? Nu-i problemă piesa. Da, normal, că îmi imaginez că soțul care le compune, logic. Da, piesa, da, săracu a renunțat, nu mai vrea. Nu sunt serioasă, adică nu studiez și știi cum e cu vocea, dacă nu o lucrezi... Știu, cunosc. Acum, mai ales că am intrat în meseria asta, așa este, da, dacă nu lucrezi, dacă nu cânti aproape în fiecare zi, sau mă rog, măcar la un interval scurt de timp, așa, periodic, da, să cam termină, să cam duce. Și în afară de această tentativă? Muzică, băi, îmi place în construcții. Adică? Te specializezi? Sunt te reprofilezi? Fascinat. Mi-am zugrăvit toate casele, am ridicat chiar și un zid. Știu cu sapa, știu cu roaba, știu cu... Îmi place. Da. Și numele de telefon. Vorbim, așteptăm pe adresa noastră vedetearond.tv.ro să aflați mai multe despre Livia Taloi și iată, dacă sunteți interesați, la actriță, zic eu că răspunde, restul, mă rog, e de fan, așa, de lobby. Da, și... uite, spun ce fac de ceva timp, de câteva luni. O altă pasiune de-a mea este organizarea de evenimente.